Salutare, oameni frumoși, și bine ați venit repede pe canalul meu. Mâine pornesc la drum spre mare, mai exact în Eforie Nord, pentru 7 zile. Și m-am gândit că ar fi o idee bună să fac un videoclip în care vă prezint, vă arăt ceea ce îmi iau eu și poate așa vă dau și anumite sfaturi, sugestii, idei sau câteva lucruri esențiale care trebuie luate. Oricum, scopul acestui clip este să vă ajute. Sper să vă placă și vizionare plăcută. Geamanta meu arată cam așa. Poate să pară mare la prima vedere, dar spun eu, este mic. Este chiar foarte mic, nu încap foarte mult în el, am experimentat asta. El e chiar mititel, este până, ajunge cam până pe la genunchi și eu sunt destul de înaltă. Se întâmpla să pun o pătură și un prostop și cam aia a fost. Deci nu e mare lucru. Acum, faptul că este vara și hainele sunt mai subțiri, sper că va fi bine și vor încăpea toate. Pentru că o să am și prosoape de luat și lenjerie intimă și produse de îngrijire și toate cele. Prima geantă cu produse de îngrijire am nevoie în primul rând de șapon, deoarece stau o săptămână și sigur măcar o dată mă voi spula pe cap. Și gel de duș, pentru că sigur cel de la hotel nu mă vor ajunge, am experimentat. Protecție solară de sigur, doar merg la mare. Parfum pentru plimbările de seară, dopuri de urechi, eu am o problemă cu călăgia, mai ales dacă e vorba să dorm. Da, știu, sunt o băbuță și le iau în caz că va fi nevoie. Tampoane absorbante pentru orice caz, mai ales dacă ești prin preajma perioadei, e bine să ai acolo. Pețișoare de urechi și șamponul uscat fără de care nu pot trăi. Mereu acolo la nevoie. A, da, am uitat de un produs foarte important și anume laptele de corp, deoarece e important să fim hidratate. Următoarea geantă va conține gel de curățare a feței, peruța de dinți, pasta de dinți, deodorant, peria de păr, cremă pentru față, o punguță cu pastile de durere, febră, etc., nu se știe niciodată, și câteva basic-uri de machiaj, pudră, fond de ten și câteva rujuri să fie acolo. O pensetă mare importanță și o pilă de unghi, desigur. Un portofel mai mic, să zic așa, în care pun niște bijuterii, lanțuri, cece, etc. Și un bic, foarte important, niște dischete cu o apă micelară și am pus tot ce trebuie. Uitați ce frumos! Acum mergem la haine. O pungă în care pun șlapii cu care voi merge pe plajă, o pereche de tenis și una de sandale. Prosoape, nu prea am încredere în prosoapele de la hotel, așa că da, împachetăm și de astea. O pungă cu lingeria intimă și una cu costumele de baie, două la număr. Următoarea este o gentuță care să-mi pun banii și telefonul pentru ieșirile pe faleză sau când merg să mănânc, etc. Acum punem toate frumos, dacă se poate spune așa. Acum urmează hainele. Două rochii, două perechi de pantaloni, două salopete, le pun cum pot și eu, nu mă voi preface că împachetez nu știu cum, eu chiar așa împachetez, nu e cel mai frumos, dar na, facem cum putem să încapă cât mai multe. O fustă lungă, trei maieuri, o rochie și o pereche de pantaloni lungi. Să nu uităm că trebuie luat în considerare și ținută cu care vei merge pe drum. Yay! Acum mai iau o pălărie pe care o pun în mașină deasupra și un ghiozdănel în care țin o bluză cu mânecă lungă în caz că va fi frig, portofel și alte necesare pe drum, cum ar fi apă, gustări și așa mai departe. Și după aceea două cărți pe care să le citesc pe plajă, dar cred că mă voi rezuma doar la una, că două habar nu am unde vor încăpea. A, și era să uit perechile de ochelari, nu știu pe care să o aleg, dar cred că voi ajunge să iau ambele perechi. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să dați un like și dacă nu v-ați abonat, vă sugerez să vă abonați pentru mai multe clipuri. Și tare îmi doresc să vă fie de ajutor în orice fel acest clip. Desigur, lăsați-mi comentarii care este următoarea voastră destinație sau unde ați fost până acum sau unde ați vrea să mergeți. Vă doresc o zi superbă, ne vedem data viitoare, v-am pat, bye!